Bună, sunt Liliana și astăzi avem un interviu cu prichici Alina, șefa de promoție în cadrul Colegiului IP Centrul de Excelență în Economie și Finanțe, specialitatea Contabilitate. Salut, Alina! Bună ziua, bine v-am găsit! Așa, prima întrebare. De ce alegi să faci studiile în România? Decizia de a studia în România a fost una integrală sumată și am luat-o cu limpezime a minții, care a avut în vedere toate consecințele care ar putea să urmeze după aceasta. România m-a fascinat în enumerate rânduri, deși am interacționat de doar câteva ori cu ea. M-a fermecat prin limpezimea rostirii unei limbi române corecte, prin cadrul natural fermecător pe care îl oferă, precum și prin spațiu de cultură și de bogăție spirituală pe care îl are în sine. Cred că România este una din țările care mă face întotdeauna să mă simt mai mândră de Moldova are și Moldova aturile ei, deși nu cred că este cazul să facem elemente de comparație, dar faptul că studiez în România, că voi studia în România, nu înseamnă că Moldova mere pungă. Din potrivă, Moldova continuă să ocupe un loc aparte în inima mea, doar că momentan am nevoie de o schimbare de context. Atât. De ce ai ales să faci studiile la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu? Cred că Universitatea Lucian Blaga din Sibiu îmi poate oferi un spațiu de excelență în care se poate împlini vocația mea. Ce așteptări ai de la Sibiu și, în general, de la Universitate? Îmi doresc ca Sibiu să-mi ofere acel spațiu uh, în care să mă dezvolt uh, ca om și ca specialist. Uh, cred că el este în stare să-mi ofere acest cadru de spiritualitate și de cultură, uh, contextul de care ziceam anterior, și ne dăjduiesc că această decizie va aduce roade care mă vor. Uh, Situa într-un context de care voi fi ulterior mulțumită. Ce te-a motivat să ajungi la astfel de performanțe, să fii șefă de studentă în cadrul colegiului? Nu cred că a fost o performanță țintită, din potriv, a fost o consecință firească a lorii în serios a tinereții mele și a calității de student. Să-ți trăiești studenția cu maximă responsabilitate nu este ușor, dar e frumos. Am ținut întotdeauna la exigența profesorilor mei și n-aș fi putut să dezamăgesc. În plus, părinții n-au exercitat niciun pic de presiune asupra mea. Cred că cel mai mult a valorat relațiile pe care le-am construit împreună. Și de fiecare dată când sunt întrebată care este rețeta performanțelor, zic că nu există o rețetă a succesului. Totul ține de faptul că e necesar să conștientizăm că munca nu e simplă o națiune, ci trebuie să facă parte ființială din viețile noastre. Uh, cum mai descrie anii de studii? Anii de studiu în cadrul Colegiului Financiar-Bancar au fost uh, ani frumoși, în care niciodată nu mi-a fost uh, prea somn ca să mai stau o noapte să rezolv o problemă la matematică sau să scriu un comentariu literar. Deși recunosc că nu mi-a reușit mereu, dar am încercat de fiecare dată să-mi fac curaj să continui. Uh, de fapt, uh, anii de studenție sunt despre asumare, despre decizii și despre multiple alegeri care ne definesc ulterior uh, parcursul. Uh, sunt bucuroasă să. Mie, să știu că mi-am format și mi-am definitivat uh, o mică o mare parte, de fapt, din specializarea mea și care mi-a permis în, în prezent să mă angajez în calitate de contabil, uh, fapt care experiență de studiu și de lucru care mi-a ajutat să-mi descoper mai, de, mai departe vocația și să înțeleg că asta e ceea ce vreau să fac în continuare, la Sibiu, uh, numai că într-un context de viață nou, la care s-a daugat și informatica de gestiune care au fost cele mai frumoase experiențe pe care le-ai trăit în anii de colegiu, distracții, nu știu, călătorii sau alte chestii? E greu să extragi din patru ani de conținuturi câteva evenimente, dar cred că în mod special am au marcat participările la olimpiadele școlare, care au însemnat exerciții de depășire a sinelui și de cordialitate cu ceilalți, dar nu totul să fii învingător, Trebuie să știi mai departe ce faci cu asta. Dincolo de asta, trebuie să recunosc că voluntariatul m-a format și m-a construit mult. Mă bucur să știu că am prieteni care, datorită voluntariatului, au devenit astăzi oameni remarcabili. Cum ți s-a apărut admiterea în România? A fost un proces simplu pentru că am avut. Uh, curajul să mă interesez din timp în ce constă, dar uh, și mulțumită grupului uh, uh, de Facebook Admitere România, am aflat răspuns la întrebările mele și ceea ce mi-a permis să-mi uh, ce să -mi formez un cadru uh, clar referitor la ceea ce urmează să fac și procesul în sine nu a prezentat dificultăți uh, ieșite din comun. Perioada încheierei studiilor, dar și în general perioada studiilor, au coincis cu perioada pandemiei COVID-19. Cum ați perceput, cum percepeți în continuare această perioadă? Tin și sper să cred că pandemia nu a mai afectat din perspectiva calității studiilor, ci mai degrabă a creat probleme în legătură cu uh, uh, amenințarea vieților uh, oamenilor, celor care contează pentru noi. Uh, și mă bucur enorm de mult că printre apropiații mei nu au existat persoane care să aibă de suferit, dar îi compatimesc mult pe, pe cei cărora le s-a întâmplat asta și ne adășduiesc că uh, pandemia ne-a învățat câteva lecții de viață importante și anume să știm să ne oprim din alergat, să ne așezăm, să cugetăm și să ne aducem minte că, aminte că suntem oameni până la urmă. Și intenționezi, după ce vei finisa studiile, să te întorci acasă sau vrei să rămâi în România? Părerea ta de acum, până a fi studentă în România. Nu pot să zic un răspuns asumat acum. Urmează să, ca perioada licenției să-mi deschidă orizontul de așteptare de care am nevoie, ca să-mi formez o trăire asumată ulterior. Dar acum e momentul în care încerc să mă cresc și nădăjduiesc ca creșterea aceasta să nu fie una cu o falsă aparență, pentru că ulterior să pot lua o hotărâre care să mă așeze în vocația vieții mele. Am înțeles. Acestea au fost întrebările noastre. Îți mulțumim mult pentru că ai acceptat să vii la interviu. O zi bună în continuare, succese în continuare și la mari performanțe. Vă mulțumesc mult pentru invitație, la multe și bune revederi!